Elena mergea la această sesiune repetată ca la un calvar. A treia oară încearcă să susțină examenul la literatura română a secolului al XIX-lea. Și la urma urmei, ea cunoaște materialul. A participat la toate lecțiile și orele practice cu domnul Petru. A citit toate lucrările pe care le-a cerut. Chiar și mai mult. Era singura din grupă care nu putea susține examenul. Ce nonsens! Este deosebit de dezamăgitor. Înainte de asta, Elena susținea cu ușurință toate sesiunile și avea aproape doar note de 10. Rare ori 9. Și iată o astfel de ambuscadă. Primele două ori ea a răspuns foarte încrezătoare, a analizat cu ușurință textele, a găsit argumentele necesare și apoi, deodată, parcă se lovea într-un zid. Domnul Petru a început să pună întrebări suplimentare care erau departe de subiect. Fata a răspuns la ceva, dar nu atât de încrezător. Drept urmare, profesorul a clătinat din cap și i-a dat carnetul de înregistrări gol. Vei veni la repetat. Oare ce vrea el? Vrea să te târască în pat. Îi spuse sigură colega ei de cameră din cămin Anastasia. În pat roșea Elena stând în vârful degetelor. Dar nu i-am dat un motiv. Și are peste 40. El nici nu are nevoie de un motiv. N-ai auzit ce fel de bărbat este domnul Petru? Și 40 de ani pentru un bărbat nu este mult. Desigur, Elena a auzit istorii despre profesori de la alți elevi. Se spunea că avea în mod regulat aventuri cu studente, multe dintre ele chiar au făcut avorturi din cauza lui. Și una a născut și nu și-a terminat studiile. Elena a auzit și despre faptul că domnul Petru este căsătorit oficial. Da, doar soția lui cu un copil a mers într-un alt oraș, la părinții ei se presupune că nu puteau suporta multele sale romane. Ca profesor, petrecea interesant orele, ușor și pur și simplu vorbea despre momentele dificile din operele literare. Întotdeauna cu un zâmbet atât de plăcut. Multe fete, în ciuda bârfelor despre el, pur și simplu iubeau să asculte prelegerile lui. Dar nu Elena! Ea studia. Pentru ea, studiile erau cele mai importante. Și uite ce s-a întâmplat! Oare chiar pusese ochii pe ea? Elena era o fată simplă care a venit în oraș dintr-un mic sat în care locuise anterior cu mama ei. Mama ei a crescut-o singură, a lucrat toată viața ca secretară în Consiliul Local. Elena a fost educată corect. Ea îi spunea că nu trebuie să te grăbești să crești. Dar dacă voi fi singură ca tine? Întreabă Elena uneori maturizată. Tu nu vei fi. Mama a zâmbit. Nu te grăbi! Și atunci îți vei întâlni adevărata iubire. Și Elena și-a crezut mama. Și, prin urmare, când locuia deja în oraș, nu s-a aruncat asupra băieților ca prietenele sale care simțind voința. S-au grăbit prea repede să se maturizeze. Elena își aștepta destinul său. Iar aici, acest Petru. Oare are dreptate Anastasia? Domnul Petru a numit a treia sesiune repetată la ora 6 seara. Universitatea era deja goală, doar paznicul stătea plictisit la intrare. Toți sunt acasă, iar tu ești aici. A fost surprins el văzând fata la ușă. Am venit să susțin examenul. Elena a răspuns frecându-și obrajii înghețați de ger. La domnul Petru, a. Clar. Pare a fi la catedră. Paznicul l a dat din cap. Ei bine, baftă. Mulțumesc. Fata zând cu putere. Și-a agățat jacheta modestă în garderobă și a luat singură cheia. Însoțitoarea de la vestiar nu mai era, așa că s-a autodeservit și, oftând, a mers la etajul 2. Era îngrijorată de cum va trece totul, deși, la naiba, ea știe toate biletele pe de rost. Pe domnul Petru chiar l-a găsit la catedră. Profesorul stătea relaxat într-un fotoliu, bând ceai. Văzând-o pe Elena, s-a trezit la viață. Ca un prădător, după cum i s-a părut fetei, și a zâmbit. Ah! A venit restanțiera. A chicotit el ei bine, să mergem în clasă. Elena nu i-a răspuns, ci doar a dat din cap ca răspuns. În cabinet, domnul Petru a așezat biletele. Elena a scos primul care s-a nimerit și a avut noroc. Ea știa totul despre acest subiect și chiar mai mult. 20 de minute mai târziu, ea se așeză să răspundă. Fata a răspuns inteligent la întrebările biletului, dând exemple bune. Profesorul dădu din cap ca răspuns. Căscând ușor, evident că era plictisit. Și apoi s-a întâmplat asta. Văd că este inutil să te întreb despre ceva, a spus profesorul și s-a uitat la fată în ochi. Nu știi nimic concret despre această temă. A deschis carnetul de note al elenei și-a pus un doi mare. Cum? De ce? Elena era confuză și aproape a plâns. Am răspuns la tot. Și de ce mi-ați pus nota 2 în carnetul de note? Tu, Elena, ești o profană completă în literatură, îi răspunse profesorul zâmbind. Și unde să pun notele, știu mai bine. Dar vă înșelați. Buzele Lenei au tremurat de emoție și a sărit de pe scaun. Nu este corect ce spuneți. Dar cum este corect? Profesorul miji ușor și s-a uitat la figura fetei cu o privire tenace. Elena, ești o fată adultă, dar nu înțelegi lucrurile simple. Putem să ne înțelegem. Iar dacă nu, atunci trebuie să ne luăm rămas bun. Ce vreți să spuneți? Roșind, întrebă Elena, amintindu-și cuvintele prietenei ei. Dacă vei fi o fată ascultătoare, totul se va rezolva. Mai ales că eu continui să predau grupei tale. Nu înțeleg! Oh, Doamne! Ești cu adevărat proastă sau te prefaci? Profesorul a râs, apoi s-a ridicat și s-a apropiat de fată și o apucă strâns de umăr. Și apoi se aplecă și șopti ușor. Mă nebunești! Mă gândesc doar la tine, prostuță, ce ești, totul va fi bine. Voi rezolva totul chiar acum. Puțin mai târziu, buzele lui groase au prins cu lăcomie urechea Elenei. Ea îi simți limba umedă. Din dezgust, fata se cutremură și l-a împins pe profesor cu toată puterea fugind din clasă. Proastă ce ești! a spus profesorul. Mai bine ia-ți actele singură de la decanat. Nu mai studiezi aici! Elena alerga pe scări, cu lacrimi în ochi. Aproape că a căzut. Apoi s-a oprit și s-a așezat pe o treaptă. Supinele i-au scuturat trupul zvelt. De ce se întâmplă toate astea cu ea? De ce acest profesor îmbătrânit a ales-o anume pe ea? La urma urmei, există o mulțime de fete care sunt gata să sară în patul lui. Iar ea se îmbracă modest, are mereu puțină cosmetică pe față. Și se comportă decent. Nu a dat niciodată un motiv să se trateze așa cu ea. Și ce pot face acum? Acasă la mama. Cred că așa va fi mai bine. La urma urmei, nimic nu se va schimba în timpul repetării examenului cu comisia, pentru că domnul Petru i-a spus direct despre asta sau poate să renunțe la principii și să se întoarcă în clasă. Elena se cutremură de dezgust, amintindu-și atingerea profesorului. Ar prefera mai bine să moară. Există o altă opțiune. Să se plângă de canului. Ci mai degrabă rectorului. Dar această idee este un eșec. Chiar ieri, Elena l-a văzut pe domnul Petru mergând pe coridor cu rectorul universității, discutau ceva fericiți și e clar că au relații de prietenie. Pe cine va crede rectorul? Pe un profesor și un bun prieten sau un student de facultate. Elena și-a șters lacrimile, a oftat și a privit prin hol. Da. Va trebui să plec de aici. Elena nu putea proceda altfel. Fata și-a luat jacheta din garderobă și a plecat spre ieșire. La intrare nu era nimeni. Paznicul plecase undeva. Asta e bine! Nu au mai lipsit și întrebări din partea lui. Și apoi va plânge din nou. Elena a ieșit pe scările facultății și a tremurat. Ce de frig era afară! Anul acesta înghețurile de bobotează au întârziere cu aproape o lună. Este deja februarie, iar temperatura de pe termometru a scăzut brusc până la minus 20 timp de o zi. Și cât vor dura? Principalul lucru este că în astfel de înghețuri autobuzele să lucreze. Elena se întreba deja pe ce dată ar trebui să ia un bilet spre acasă. Deodată Elena auzi fie un oftat, fie un geamăt și întoarse capul. Un bătrân fără adăpost stătea la peretele facultății. Fata îl mai văzuse, venea adesea la coșurile de gunoi din apropierea căminului. Nu odată i-a dat pâine și mâncare. La fel procedau și alți studenți. Le era milă de bătrân. Lua mâncarea de parcă i-ar fi fost chiar rușine. Era clar că modul de viață pe care îl conduce acum nu era acceptabil pentru el. Dar ce să faci? Iar studenții de la cămin, păi, ei înși stau adesea în foame, fără bani. Ei bine, măcar au un acoperiș deasupra capului. Ziceau că bătrânul locuiește într-un fel de subsol al unui bloc de apartamente, nu departe de facultate. Și acum, în ger de 20 de grade, Elena l-a văzut pe stradă. De ce stați aici? A gâfuit fata, apropiindu-se de bărbatul fără adăpost. E frig și veți îngheța. Păi n-am încotro. Spuse cu greu bătrânul. M-au dat afară din subsol. Locuitorii au spus că am păduc și tuberculoză. Au încuiat subsolul și gata. Acum nu găsesc un alt loc, peste tot e încuiat. Trebuie să merg la sistemul de încălzire. Iar eu nu pot, picioarele sunt ca piatra. Au înghețat. Deci, hai să mergem la universitate. Rapid! Îi porunce Elena și întinse mâna către bătrân. În acel moment, ea nu s-a gândit la faptul că bătrânul mirosea rău și că era murdar. Și că chiar poate avea tuberculoză. Înaintea ei era doar un om care avea nevoie de ajutor urgent. Bătrânul a înțeles și el toate acestea și de aceea la început s-a uitat cu nedumerire la această fată slabă cu ochi uriași și întunecați. A ezitat puțin, dar frigul îi pătrundea până la oase. Fata l-a luat de braț și l-a condus la ușa facultății. Intrarea mirosea a căldură. Bătrânul chiar s-a cutremurat de surprindere și a încremenit pe loc am voie să stau aici. A șoptit el nu, eu mai bine plec. Unde veți pleca? Elena s-a enervat. Uitați-vă un scaun la intrare. Lângă ceas. Așezați vă. Vagabondul s-a îndreptat ascultător spre scaun. Elena încă îl ținea. Era clar că bietul bătrân era foarte slăbit. Și dacă nu ar fi intrat acum la căldură, gerul și-ar fi făcut în curând treaba. Ar fi bine să beți un ceai fierbinte acum. Mormă Elena. Dar de unde să-l iau? Bufetul este deja închis. Așteptați, măcar apă caldă vă aduc. Căutând un pahar de unică folosință în geantă, fata s-a repezit la chiuveta din toaletă. Și după câteva minute, când a coborât din nou la ieșire, în fața ochilor i s-a desfășurat o imagine urâtă. Paznicul înjura urât și a lovit cu piciorul vagabondul care stătea gemuit pe scaun și nu se mișca. Bătrânul era speriat și deprimat. Și simțind căldura, nu a vrut deloc să iasă afară. Dar nici nu putea. Corpul lui a devenit brusc moale, iar picioarele și brațele tremurau de slăbiciune. La naiba de vagabond! striga paznicul. De ce ai venit aici? pleacă de aici. Aceasta este o instituție decentă. Oamenii normal lucrează și studiază aici. Iar tu ești o infecție în mișcare. Împuțit. O să sun la poliție acum. Era clar că bătrânul era de acord să asculte toate insultele și loviturile. Și a fost de acord cu poliția. Atâta timp cât nu este alungat în frig. Dar paznicul era hotărât să cheme poliția doar pentru a alunga această mizerie. Elena, ca un zmeu, s-a repezit către paznic, stând între el și vagabond. Și apoi a apărut domnul Petru în hol. Și-a dat repede seama ce se întâmplă și a decis să participe. Ce se întâmplă, Mihail, ai probleme? Îl întrebă pe paznic. Păi uitați-vă, domnule Petru, a apărut un vagabond. Vă închipuiți! Și această studentă l-a adus. Am văzut-o așezându-le pe scaun. Și de ce l-ai lăsat? A chicotit profesorul. Păi, am plecat din nevoie pentru cinci minute. Venind văd că aceasta l-a pus pe un scaun și a fugit undeva. Și eu am venit aici. Iar acesta nu pleacă nicăieri. Și pentru ce ai bastonul? Paznicul întinse ascultător mâna spre baston. Domnul Petru o apucă pe Elena de umeri și o împinse într-o parte, dar ea s-a împotrivit. Părea că această fată fragilă a devenit brusc ca o stâncă. Ce faceți? Sipă ea. Vedeți că bărbatul e bolnav. Trebuie de chemată o ambulanță. Ambulanță. A râs profesorul dar de Ministerul Situațiilor de Urgență nu are nevoie. Ferește-te și nu te amesteca. Încercă să o împingă pe Elena deoparte, dar ea nu se putea gândi la nimic mai bun decât să-i arunce paharul cu apă în față. Pentru o secundă, toată lumea a încremenit de la ceea ce se întâmplase. Creatură mică ce ești! Șuieră profesorul ștergându-se. Da eu pe tine! Și atunci paznicul, dându-și seama că se poate întâmpla un scandal mai mare, l-a luat pe profesor de mână. Bătrânul, așezat pe scaun, respira greu. Se simțea foarte rău. Elena se repezi la el ce. Inima. S-a îngrijorat ea. Acuși, voi chema o ambulanță. A băgat mâna în buzunar după telefonul ei. Dar uite ce problemă. Telefonul era descărcat. Și nu se știe ce s-ar fi întâmplat mai departe. Când, deodată, a apărut la intrare decanul facultății unde studia Elena. Ce se petrece aici? Iurie ridică surprins din sprâncene, uitându-se la întreaga Trinitate. Da, nimic! a răspuns amabil paznicul. Alungăm un vagabond. Un vagabond! Decanul se uită cu atenție la bătrânul, care la fel respira greu. Elena se agita în apropiere. Și-a descheiat jacheta ponosită. A eliberat gâtul bătrânului de niște zdrențe. Și a încercat să-i dea de băut din rămășițele de apă din pahar. Fata se uită disperată la decan. Domnule Iurie, chemați urgent o ambulanță! A rugat ea. Bătrânul se simte rău. Iar aceștia îl împin afară în frig. El va muri. Decanul a dat din cap și a scos telefonul. A sunat. În timp ce ambulanța sosea, i-a dat bătrânului o pastilă, a luat un termos mic din servietă și i-a dat ceai cald din plante, pe care soția lui l-a preparat cu grijă acasă dimineață. În general, a fost o minune că Iurie s-a întors seara la universitate. A uitat raportul în biroul său, pe care mâine trebuia să-l predea rectorului, așa că a fost nevoit să se întoarcă. Și iată ce se întâmplă aici! În timp ce decanul și Elena se chinuiau cu bătrânul, paznicul, după ce s-a schimbat, a început să-i ajute din când în când. Se uita pe fereastră, așteptând ambulanța, a adus un scaun mai confortabil și a așezat pe el pe vagabond. Iar domnul Petru pur și simplu a plecat. Ridicând din numeri. Nu era treaba lui. Și, în general, pe dânsul l-a surprins comportamentul decanului. Dacă fiecare vagabond va fi binevenit, ce se va întâmpla? Nu o universitate, ci o casă de caritate. Medicul de la ambulanță, răsucindu-și nasul, l-a luat totuși pe bătrân. Slavă Domnului, el avea documente în buzunarul jachetei. Numele bărbatului fără adăpost era Anton. Decanul a zâmbit trist. A avut un atac cardiac, i-a explicat doctorului Iurie și Elenei. Îl vom duce la clinica numărul 2. Ei acceptă astfel de oameni acolo. Precis îl veți duce? Întrebă Elena cu îndoială. Fato! Chicoti, doctorul. Desigur, pacientul, ca să spunem bulând, nu este de rădăcini nobile, dar suntem obișnuiți ce să facem. Nu îl vom lăsa pe drumuri, asta e sigur. Bătrânul va trăi. Starea nu este critică. Bine că a fost la cald, altfel totul s-ar fi terminat mai trist. Mulțumesc foarte mult! A mulțumit decanul pe doctor. Și când Anton a fost dus, Elena și decanul au ieșit în stradă. Paznicul și-a luat rămas bun cu nerăbdare. A înțeles cu cine trebuie să fie prieten. Dar nici lui Iurie, nici Elenei nu le păsa de el. Mâine dimineață o să merg la spital să aflu ce mai face, a spus Elena când au coborât treptele. De dimineață. Decanul a fost surprins. Dar cum rămâne cu perechile? Nu am timp de perechi acum. Cred că s-au terminat studiile mele. A răspuns fata tristă. Stai! Aici mai multe detalii te rog. Iurie s-a oprit și s-a uitat curios la Elena. Ești restanțieră sau ce? Nu sunt restanțieră. Elena și-a șters o lacrimă și a lăsat ochii în jos. Dar domnul Petru nu a vrut să-mi dea notă pozitivă, acum cu siguranță. Și deodată, ea a început să vorbească despre hărțuirea din partea domnului Petru, despre cum s-a gătit, despre vagabond, despre cum i-a aruncat cu apă în față profesorului. Doar că despre paharul de apă nu i-a spus decanului, deoarece îi era rușine. Așa că, după ce a ascultat, decanul a oftat. Deci cunoașteți subiectul, dar în carnetul de note v-a pus doi. Interesant. Care a fost tema de azi? Tema filantropiei în opera scriitorilor români din secolul al XIX-lea. Și ce? Am răspuns la toate, dar... Iată am amintindu-și cum domnul Petru a strâns-o lângă el acolo, în auditoriu. Și, în ciuda frigului teribil, s-a simțit fierbinte de rușine. Ai trecut astăzi testul pentru filantropie cu note mai mult decât excelente. A chicotit decanul. Nu-ți face griji. Vină mâine la curs. Voi vorbi eu în sum cu domnul Petru. Și seara. Cu mașina mea o să mergem împreună la Anton al nostru. Noi acum trebuie să avem grijă de el ei bine. Elena a zâmbit slab. Mulțumesc! Pe drum, Iurie s-a gândit la situația de la universitate. S-a uitat la declarația electronică de acasă, a aflat mai multe despre Elena, a discutat cu colegii de la o altă facultate unde Petru lucra. Și a dat fru libere emoțiilor sale. Nu, uite ce ticălos! a înjurat el, spunându-i soției sale. Am auzit de multă vreme zvonuri că acest Petru se de la studente. El alege fete mai simple și pune note prin pat. Nu am crezut. Dar astăzi am vorbit cu o fată. Și e doar o fetiță. Ea nu mi-a spus nimic, desigur. Dar nu sunt prost. Am văzut cum a roșit peste tot, s-a speriat. O să-l concediez pe nenorocitul ăsta mâine. Iurie, nu te emoționa. L-a oprit soția lui. Știi că are o relație bună cu rectorul. Ai nevoie de asta. Și eu am relații bune în Ministerul Educației. Să vedem cine câștigă. Lucrez la facultate de 30 de ani. Și să văd eu așa ceva. Nu am loc pentru acest petru. Niciun loc. Și în aceeași seară, și-a sunat bunul tovarăș de la minister și i-a cerut sprijin. A doua zi dimineață, domnul Petru a fost chemat la rector. El era sigur că vechiul său tovară și-a decis să-l promoveze, dar s-a dovedit că s-a oferit să-i scrie în liniște o declarație de concediere din proprie voință. Pentru ce? Domnul Petru era nedumerit. Petru, îmi pare rău, dar au sunat de sus. Coborând ochii, a răspuns rectorul. Petru și-a dat seama că decanul era implicat în asta și s-a repezit la el, iurie îl aștepta. Vă răzbunați pe mine pentru vagabondul de ieri? întrebă Petru din prag. Și pentru el cu un zâmbet ușor, a răspuns decanul. Ați picat examenul pentru filantropie. Adică, nu înțeleg. Păcat că nu înțelegeți. Când predați elevilor, vorbindu-le despre onoare, decență și altele, este important să rămâneți om. Și, în sfârșit, vreți un sfat? Nu? Totuși o voi spune. Calmați-vă, în sfârșit! Nu vă legați de fetele tinere! Aveți o familie! Deci, duceți-vă la ea! Petru a părăsit biroul, trântind ușa, fără să spună nimic ca răspuns. Era sigur că cineva l-a trădat. Nu-i venea să creadă că din cauza unei persoane fără adăpost și a unor studente acest lucru s-ar putea întâmpla. În aceeași zi și-a părăsit serviciul și a plecat undeva. Unde? Nimeni nu știe. Și Elena, în seara aceleiași zile, împreună cu Iurie, s-au dus la Anton în spital. Bătrânul se simțea deja destul de tolerabil își recunoștea salvatorii și era foarte recunoscător că mai sunt oameni buni în lume. Elena a întrebat cum s-a întâmplat să ajungă pe stradă. Povestea s-a dovedit a fi banală. Chiar în tinerețe, Anton s-a căsătorit cu o femeie cu un copil. A crescut băiatul ca pe un fiu propriu. Dar timpul a arătat că acela a crescut nerecunoscător. Și când soția lui a murit, tânărul pur și simplu l-a scos pe bătrân în stradă, ca și cum ar fi aruncat un câine. Anton a bătut multă vreme în ușile tuturor instanțelor în căutarea adevărului și măcar a unui fel de locuință. Dar nu a primit nimic. Apoi a renunțat. Și așa a început să rătăcească deja pentru al doilea an. Cum să trăiască mai departe? Se întrebă Elena. Îi părea atât de rău pentru Anton. Dar cum îl poate ajuta ea? Și același iurie l-a ajutat prin intermediul cunoscuților. I-a găsit un loc într-una dintre casele pentru bătrâni. Anton locuiește acolo deja. Elena îl vizitează regulat. Ei comunică și chiar prietenesc. Ce bunic bun! Și examenul. Elena l-a susținut cu comisie și l-a susținut perfect. Acum a absolvit deja facultatea. Lucrează la școală. Și cel mai important, ceea ce le spune elevilor ei, este că o persoană trebuie să rămână întotdeauna om.